Anchetă la Institutul Regional de Oncologie din Iași, după ce un medic s-a plimbat prin spital, imediat ce a revenit din Franța. Deși a fost interzis accesul în unitatea medicală, șeful clinicii de oncologie s-a plimbat prin institut și a intrat în contact cu 9 angajați. 4 zile mai târziu a fost confirmat ca fiind pozitiv la infectarea cu noul coronavirus. O anchetă disciplinară a fost demarată în interior IRO pentru că medicul a încălcat o decizie luată de conducerea unității medicale. Un singur cadru medical ce a stat de vorbă aproximativ 5 minute cu doctorul infectat cu noul virus a fost testat, iar rezultatul este negativ. Ceilalți 8 oameni sunt izolați la domiciliu. Medicul oncolog a fost plecat din țară timp de 2 zile în Franța. Înainte să plece în străinătate, a fost înștiințat să nu vină în spital decât după ce își va face analizele pentru a vedea dacă este sau nu infectat de coronavirus. Doctorul nu a respectat indicațiile date de șefii institutului și s-a plimbat prin spital timp de 40 de minute. În prezent, medicul oncolog este internat la Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, unde primește tratament de specialitate.